Camerele de filmat au fost făcute pentru a ne ajuta să imortalizăm momente fericite din viața noastră pentru eternitate. Dar, uneori, camerele de filmat reușesc să surprindă unele fenomene atât de stranii și inexplicabile, încât te fac să-ți pui la îndoială sănătatea mentală. În următorul clip o să vă arăt ce se întâmplă atunci când camerele de filmat surprind vizitatori nepoftiți din lumea de dincolo. Numărul 5. Atac violent. În această înregistrare surprinsă de camerele de securitate, putem vedea un bărbat care se plimbă pe holurile unui hotel. Nimic anormal, asta până când o entitate îl atacă brusc, după cum vedeți în clip. Bărbatul se luptă în timp ce entitatea atrage pe holurile alunecoase. Din fericire, victima reușește să scape din strânsoarea malefică a spiritului și o rupe la fugă fără a se mai uita în spate. Mulți dintre cei care au văzut acest clip susțin că înregistrarea ar fi falsă, dar până acum nimeni nu a dovedit asta. Falsă sau nu, nu pot imagina decât prin ce teroare a trecut săracul om în timpul atacului. Numărul 4. Cimitirul bântuit. Un grup de prieteni din Mexic decis să viziteze un cimitir, întâi o nopții, bineînțeles, pentru a se bucura de atmosfera sumbră mai bine. Dar acest cimitir se presupune că este bântuit de o tânără care și-a găsit sfârșitul prea devreme și care este celebră pentru țipetele pe care le scoate. Nu se fie idiota. Amiga! Niña! Ai, nu se fie imbecil! ¡Cabo! ¡Con leites! După cum vedeți din înregistrare, grupul de prieteni o întâlnesc pe această femeie, iar reacția lor nu e prea plăcută. Partea din clip care dă cei mai mulți fiori pe șirea spinării este țipătul înregistrat de camera video, care, deși nu se aude prea bine din cauza celui care filmează și care urlă după prietenii lui, țipătul distinct de femeie se poate auzi clar, poate mult prea clar. Numărul 3. Disneyland. Disneyland, un loc în care atât adulții cât și copiii se duc cu bucurie și entuziasm. Înregistrarea pe care o să vedeți este cel puțin bizară. Un paznic pe tura de noapte observă ceva ciudat pe camerele de supraveghere și începe să înregistreze cu telefonul mobil ciudatul eveniment. În înregistrare putem vedea clar o siluetă care se plimbă prin parc, foarte liniștită, de parcă ar fi la ea acasă. Mulți sunt de părere că este chiar spiritul lui Walt Disney, fondatorul Imperiului Magic, care se plimbă prin parc, iar alții spun că ar putea fi un spirit malefic care bântuie parcul. Numărul 2. Poltergeist. Următorul clip este filmat în anul 2012, iar acțiunea acestuia are loc în Manchester, la Castlefield House. Acest video a fost unul dintre cele mai virale clipuri din acel an, el cuprinzând imagini ale unui fenomen de tip poltergeist cu adevărat terifiant. Camerele de supraveghere înregistrează cum ușile încep să se tântească singure, scanurile se mișcă fără vreo forță din exterior într-un mod violent, iar monitoarele de la calculatoare se aprind și se sting singure. Cel mai probabil, cei de la pază au tras o sperietură groaznică în momentul în care au văzut cum toată clădirea o ia razna și lucruri paranormale se desfășoară chiar sub ochii lor. Numărul 1. Școala bântuită. Un grup de tineri din Irak au decis să viziteze o școală abandonată care se presupune că era bântuită.
În timp ce se plimbau pe coridoare sau prin săli de clasă, aceștia au înregistrat totul cu telefoanele lor mobile, deci calitatea nu este grozavă. În timpul înregistrării, tinerii aud un câine care latră și scheaună speriat și încep să fugă și să intre în clasele goale pentru a se ascunde. Acolo reușesc să înregistreze ceva ce mai târziu va șoca tot internetul. Grupul de tineri nu realizează că în aceeași cameră cu ei se mai află cineva. Putem vedea o figură fantomatică, întunecată, ce pare a aparține unui bărbat, doar că acesta nu are cap. Fantoma, fără cap, apare și dispare de câteva ori. Da, chiar înainte ca acesta să apară la un moment dat, îl putem auzi pe unul dintre băieți spunând: "Telefonul meu era încărcat la maxim, doar s-a închis brusc." Poate că acesta era modul în care fantoma se asigura că nu este surprinsă.